Bună ziua și bine ați revenit la Tăifăs cu Grăsuța! Ce faceți, grăsuții mei? La video trecut am presa că nici nu v-am mai întrebat. Eram așa de pornită pe situație, nici nu v-am mai întrebat ce faceți, cum faceți. Nu faceți, nu v-am mai întrebat. Astăzi vreau să fac un video care se numește Huda Beauty, adevărată versus cea reală. A vorbit Dana. Adevărată versus cea falsă. Deci avem trusa falsă și trusa adevărată de la Huda Beauty. Iar noi acum vom face diferențele dintre o astfel de trusă, să vedem, băi, care e aia sau cum facem noi diferența dintre o astfel de trusă. Faza e că am văzut pe tot la fel, pe un grup, grupul ăsta de make-up, bine că sunt pe vreo câteva, două, trei. O fată zice că, dar am presa că era cu o altă trusă. Nu mai țin minte cu ce trusă avea atunci. Dar a zis ceva de genul, eu am primit-o asta cadou, dar eu deja am una, așa că o vând pe a doua, vă aștept în privat pentru preț. Dându-se drept că cea care o vinde ea ar fi originală, deși se vedea de la o poștă că nu este originală. Așa că astăzi pornim și facem diferențele dintre Huda Beauty și să vedem care e diferența. Începem cu mărimea. Cea falsă este mult mai mare ca cea adevărată. Plasticul din care e făcut se zgârie super, super, super ușor și are așa o textură de... Știți fețele alea de masă care le pui deasupra feței de masă ca să nu murdărești? Ceva de genul ăla, ieftineală. Asta la întâi originală e mai țapănă așa într-un fel. Ai impresia că este un plastic de la mai tare, mare, care să protejeze într-adevăr trusa. După, scrisul la cea originală diferă față de cea falsă. Cea originală aici are cu haoleu. Iar aici are un fel de roz, e scris cu un roz, plus scrisul este mult mai mare față de celălalt, de trusa cealaltă originală. Acum să vedem culorile. Trusa asta am luat-o impresia de pe Wish sau de pe eBay, nu știu exact de pe unde, dar am cumpărat-o cu scopul de a face acest video cu diferențe dintre cea originală și cea falsă. Din start vedem că culorile nu au nicio treabă una cu cealaltă. Poate primele două, vedeți că astea două de aici seamănă între ele, dar hai să vedem dacă seamănă și la swatch-uri. Stați-le, că mi-am adus un șervețel și eu aici. Normal că nu dați acest blondă. Și nu am nici în... Stați-o două secunde să vedem dacă găsim șervețele. Hai, șervețele, șervețele, vin la mama. Stați două secunde. Am găsit șervețele. Și acum să vedem. Ok. Să scot unul, să-l am aici lângă mine. Vom face Black Truffle. În primul rând îți dai seama... stai că eu aveam ceva deja pe mână. Am făcut un video în limba engleză cu abonamentul de la Sephora Play și am pus iluminatorul ăla și eram toată sclipicită pe mână. Ok, acum să se usuce. Speră părul ăsta în ochi.
Din start, când faci swatch, e mult mai rigidă cea falsă față de cea originală. Deci vedeți în primul rând culorile și credeți-mă că la fel am făcut la amândouă, cea falsă și cea originală. Da, acum, față de că astea sunt șervețele, nu demachiante, sunt șervețele de astea umede. Ia că am luat puțin demachiant. Și nu se mai ștergea culoarea, adică stătea acolo. După, aș vrea să încerc, Doamne, câta diferență. Uitați-o leacă la fling, la rândul de jos, da? La rândul de jos, uitați-o leacă diferențele. Deci astea, vă dați seama că sunt mult, mult mai pigmentate în față de astea care n-au nici măcar o textură. Zici că sunt farduri normale. Deci pe bune zici că sunt farduri normale. N-are niciun rost să fac swatch, că se vede de la cer la pământ. Și cât de rigide sunt culorile. Deci când bagi degetul, parcă bagi în... Nici nu știu în ce să explic. Mă pomenește careva. Care mă înjurați pe la ora asta? Da. Culorile sunt nașpa rău. Plus, cum sunt scrise aici, pe cea originală e scris cu hauleu, cu un galben de ăsta roz, așa. Nu galben roz, galben aur. Iar pe cel fals e scris într-un roz pal, aproape alb. Și numai asta, dar observăm că în unele cuvinte sunt și greșite. Deci tot timpul când vă cumpărați o trusă, încercați să verificați numele la culori, pentru că de multe ori, dacă nu chiar de fiecare dată, o anumită culoare este scris greșit. Aia din start înseamnă că este falsă. Aici avem, de exemplu, la Angelic, aici a scris Angeuc. Ia să vedem, Sandalwood, Moondust, Bossy, Flamingo, Shy Bay, Sweet Coco, Maneater. Da, Maneater, aici ai scris dezlegat, aici este scris legat. Da, trebuie tot timpul să observi culorile, bineînțeles, culorile în primul rând, vă dați seama din start, care sunt ieftinele, mai ales că o astfel de trusă costă $65. Deci vă dați seama dacă tu cumperi o astfel de trusă fake de pe eBay cu $65 și ți ajunge, crezând că e originală și ți ajunge panorama asta, ai pus-o. Deci, primele semne care trebuie să te uiți sunt numele la culori și, bineînțeles, acum cu internetul, cu tehnologia asta, poți oricând să intri pe internet și să cauți diferențele dintr-o anumită trusă fake sau adevărată. Dar dacă nu ai timp și să zicem că persoana respectivă se grăbește și că vrea nu știu ce și că nu știu cum, uită-te. Uită-te pe spate, la fel. Pe spate, de obicei, toate firmele au tot felul de canale, tot felul de urmărește, tot o grămadă de a scris, termen de garanție, plus îți dă detalii, sunt trei limbi aici scrise. Asta de aici nu-ți dă nici pe Dumnezeu nica. Îți zice cum e făcută, câte grame are. Hai să văd dacă are același gramaj, dar nu zice aici. Uite, vezi, pe asta falsă zice gramajul, pe asta originală nu mai zice gramajul. Interesantă treabă. Și plus toate minunățile care există, scrise ingredientele. Toate ingredientele sunt scrise pe trusa falsă și uite câte sunt. Toate astea sunt ingrediente.
Nici nu știți niciodată ce anume puneți la ochi sau pe buze sau pe față sau ceva de genul ăsta. De asta eu câteodată încerc să stau deoparte de copii. Sunt alte truse care, de exemplu, Makeup Revolution. Makeup Revolution e un brand care nu că copie, vă dă o alternativă a fardurilor originale, numai că la prețuri mult mai mici. Și sunt câteva truse care, într-adevăr, sunt foarte faine, foarte bine făcute, sunt foarte faine și nu te costă o mână și un picior. Dar sunt alte firme care se fac copii unul la unul și zic că e cea originală sau zic că e aproape de cea originală și nu se compara absolut, absolut deloc. Așa că da, cel puțin la Huda Beauty vă dați seama din start, primul rând de aici trebuie să fie genul metalic și nu normal, adică Fling 24, Rose Gold, Trust Fund, astea 4 trebuie să fie metalice și când ai pus mâna în ele, păi da, știi că ai pus mâna într-o trusă adevărată. Pe când la astea, uitați-vă că ce culori. Astea 3, uite pe diagonală, toate sunt roz. Unde vezi roz aici? Poate puțin ăsta, dar nu e roz, shy, e un... se vede roz aici, dar nu e roz. E o culoare levănțică, e ceva de genul ăsta. Nu... nici nu știu ce culoare e asta, dar oricum nu e roz. Și, da, nu prea sunt eu bună să vă dau așa care și cum. Cred că una care face școala de make-up sau ceva de genul ăsta v-ar putea explica mai multe și mai bine. Dar părerea mea, cum am știut eu mai bine, v-am zis-o și vouă. Așa că, da, asta falsă v-am zis, am cumpărat-o doar cu gândul de a vă face un review. A costat super, super ieftin. Și adică să fac un review gen diferențele dintre asta și asta. Nu am să mă joc niciodată cu ea. Așa că, da, asta nu știu ce o să se întâmple. Dar cealaltă Huda Beauty o să stea frumos în pachetel. Și, da, ăsta a fost video de astăzi. A fost unul scurt, dar chiar am vrut să fac... puțin diferențele dintre aceste două truse și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi lăsați un like, dacă v-a ajutat cu ceva acest video, nu uitați să-mi lăsați un like și nu uitați să-mi lăsați un like! Pentru mine este aceeași zi cu când am făcut video în care m-am descărcat, deci să așa o leacă turmentată. Ok, încă o dată vă zic, nu băgați în seamă insultele, nu băgați în seamă lumea prost educată, lumea proastă. Nu-i băgați în seamă. Încercați în fiecare zi să fiți voi fericiți și restul nu contează. Înțeles? Ok. Sper că v-a plăcut acest video și vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare. Pa!